Bună ziua, stimații telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune sub genericul Cu ochii pe tine. Astăzi vom dezbate o temă, ultima cu caracter politic, pentru că așa cum știți și dumneavoastră, legislația este foarte, foarte promptă, foarte serioasă și trebuie respectată. Este ultima zi când se mai discută asemenea probleme. De mâine și de luni, bineînțeles, intrăm în normalitate. Stimații mei, am atacat tema noastră, adică am intitulat-o, la început de campanie electorală. Iată, este foarte cald, înălțător, ca să vă prezint doi invitați de marcă în platoul televiziunii. Este vorba de doamna profesor Andreea Luculescu, secretar general al Partidului Mișcarea Populară, filiala Râmnicu-Vâlcea. Doamna Andreea, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună ziua, bine v-am găsit. Da? Iar al doilea invitat al nostru, domnul Udubaie Gheorghe, candidat la funcția de primar al Râmnicului din partea Partidului Pro-România, filiala Vâlcea. Bine ați venit, domnule Udubaie. Bine v-am găsit, bună ziua. Iată, stimații mei, vom dialoga, vom purta câteva, vom discuta câteva lucruri extrem de importante, pentru că atât doamna Andreea, cât și domnul Gheorghe Udubaie au multe, multe de spus, mai ales în această perioadă extrem de încărcată în evenimente, extrem de interesantă. Cum vă simțiți după o perioadă lungă în care s-au discutat multe, multe probleme? Domnul Udubaie, cum vi s-a părut această perioadă? Nu se supere domnișoara pe noi. Nu. Munca cu oamenii este cea mai plăcută muncă. După o asemenea muncă cu oamenii, bineînțeles că nu ne simțim decât foarte bine. La vârsta asta pot să spun că chiar nu mă deranjează nimic. Chiar mi-a făcut plăcerea să fac această muncă. Întâmplător m-am cunoscut și domnișoara. Oamenii sunt voitori, sunt grăitori și știu ce au de făcut. Deci, munca noastră de echipă este una foarte bună. Suntem colegi și în muncă, o parte din noi, suntem colegi de partid, suntem râmniceni cu toții. Am înțeles și vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări deosebit de importante încă de la începutul dialogului nostru. Doamna Andreea, cum vi s-a părut această perioadă? Au trecut zile fierbinți, zile în care ați fost și la mine în emisiuni, în platoul televiziunii, cred că ați fost și în altă parte, numele dumneavoastră, ca și al lui domnul Udubaie, a figurat și pe primele pagini ale ziarelor locale. Da. Cum vi s-a părut această perioadă? A fost o perioadă agitată, dar este, din punctul meu de vedere, un antrenament pentru ceea ce urmează. Suntem pregătiți, suntem nerăbdători pentru ceea ce urmează să facem în campanie electorală și, bineînțeles, pentru alegeri. Am înțeles. Doamna Andreea, spuneți-mi, din verificările, din constatările pe care le-ați făcut pe teren în această perioadă de 2-3 luni de zile, cum vi s-a părut? Aveți șanse să obțineți rezultate bune și foarte bune? Am un singur cuvânt pe care vi-l spun din suflet. Receptivitate. Găsim și am întâlnit de-a lungul acestei precampanii oameni receptivi. Nu ni s-a întâmplat să găsim ostilitate. Oamenii ascultă. Nu sunt respingători, nu? Oamenii nu resping ideea de mai mulți candidați. Fiecare are dreptul de a candida. Noi, fiecare dintre noi, în precampanie ne-am prezentat candidații, ne-am prezentat intențiile pe care le avem. Receptivitate. La asta mă rezum. Da, vă mulțumesc foarte mult. Iată, stimații telespectatori, un om corect, un om cinstit, un om care n-a fugit niciodată de răspundere și este foarte franc și spune... Foarte multe, aproape că nu este partid să nu fi trecut pentru
să nu fi făcut propuneri pentru diferite funcții, atâta la primărie, la Consiliul Județean, ca președinte, consilier local și multe, multe alte funcții pe care de-abia așteaptă să le ocupe, să electoratul să treacă prin fața urnelor ca să își spună părerea despre viitorul și despre oamenii cu care se confruntă, cu care se vor confrunta în viitor. Domnule Udubaie, la ce să ne mai așteptăm din partea electoratului în această perioadă? Atenție la răspuns. Dacă m-ați atenționat, înseamnă că trebuie să fiu foarte atent, nu? Electoratul știe ce are de făcut. Din electorat facem parte și noi și dumneavoastră presa. Oamenii din județul Vâlcea, din România, au etape ale vieții, printre care și aceste alegeri locale și alte alegeri de-a lungul vremii. Este o perioadă critică acum cu această pandemie pe care trebuie să punem la un loc de atenție. Nu trebuie să fim numai curajoși, dar trebuie să fim sinceri cu noi și sinceri cu cei de lângă noi, pentru că boala nu ne iartă. Trebuie să fim foarte atenți pentru că familiile noastre au de suferit. Să fim foarte atenți pentru că odată ce se instalează într-o familie, mai ales la oamenii de afaceri, bineînțeles că și afacerea se închide. Deci electoratul știu ce au de făcut. Noi suntem datori să mai venim cu ceva completări, dar trebuie să fim sinceri, trebuie să fim corecți și disciplinați și să fim atenți la cei care chiar nu cunosc foarte bine legislația de astăzi. Noi suntem corectorii acestor legislații, acestor legi apărute, ordine apărute, pentru că peste noapte poate să apară un ordin al ministrului, al ministerului, al guvernului, care trebuie pus în aplicare. Noi suntem primii care tot mergem în campanie să informăm electoratul, să informăm oamenii ca comportamentul nostru al tuturor să fie unul ireproșabil. Domnule Udubaie, considerați că v-ați făcut datoria împreună cu colegii dumneavoastră din filială, din partid, ca să atacați frontal multe, multe probleme cu care se confruntă la ora actuală municipiul Râmnicu-Vâlcea pentru îmbunătățirea vieții, traiului, să aduceți unele îmbunătățiri din toate punctele de vedere, paleta, evantaiul larg de probleme cu care se confruntă Râmnicu-Vâlcea la ora actuală, considerați că sunt probleme de netrecut din partea dumneavoastră sau probleme ușor de rezolvat? Nimic nu e ușor, dar nici foarte greu să încerci. Finalul îl vom vedea. Pro-România este un partid cu mulți profesioniști de toată gama, de toată paleta, cum spuneați și dumneavoastră. Avem profesori, avem juriști, avem economiști, avem ingineri, avem tineri foarte, foarte preocupați de munca cu cetățeanul. Și talentați. Și talentați. Da, da. Numai că noi ne ocupăm mai puțin de ei, adică nu e vorba de Pro-România, este vorba de conducerile de până acum, ne-am ocupat foarte puțin de ei și uite, au ajuns prin țări străine și iată că au ajuns din nou la noi, acasă, unde partidul nostru vrea să îi capaciteze. Aș putea să spun tot despre tineri că au dreptate. Aș putea să spun despre bătrâni că au mare dreptate. Treceam astăzi pe la casa de pensie prin față și erau la ora 9 fără un sfert, cel puțin 30 de oameni la rând. Bineînțeles că nu-i după împrumut controla nimeni, nu știu de la ce veneau oamenii, nu veneau de plăcere. De plăcere. Da, ca să stai în soarele statorii din stradă, pe trotuar, să n-ai condiții cele elementare, nu știu dacă este un lucru frumos sau bun, sau nu știu dacă noi, poate, nu ne mai amintim că aia sunt părinții noștri. Poate al meu, poate al dumneavoastră, nu mai sunt ai noștri. Dar noi vom fi în locul lor. Ce facem noi, partidele? Asta vrem să facem noi Pro-România. Adică să ne gândim și la tineri, în primul rând, pentru că ei ne vor susține financiar pensiile noastre.
Ei ne vor susține partea sociologică a noastră. Dacă noi ne batem joc de ei, și ei își vor bate joc mai târziu. Numai că, într-adevăr, acum chiar este o bătaie de joc. Păi, acolo sunt 30 la rând. Duceți-vă la spital să vedeți că nu se poate intra în spitale și nu numai la noi, în toată România, iar bătrânii mor acasă. Greu se ajunge cu un bătrân în spital, pentru că sunt atâtea piedici la care nu putem da un răspuns cert. Dar îl știm. Duceți-vă la bănci să vedeți cum stau oamenii la rând pentru a lua banii, să vedeți cum stăm și noi cu ei, noi să depunem bani, oamenii de afaceri din Vâlcea să depunem bani, iar ei să-și ridice pensiile în același timp aproape cu ei la un program care nu trebuie să fie program, suntem egali în drepturi, ne ducem atunci când putem să depunem. Ei vin la secții, la bancă atunci când au nevoie de bani, dar stau la rând. Și asta este una de binunăție planetei. Dacă se vrea așa, e foarte rude. Eu nu cred că se vrea așa. Cred că ne scapă ceva din organizare. Nouă tuturor. Cred că ne scapă ceva din și bunul simț. Cum poți să lași un bătrân în soare afară și tu să stai la birou, să nu te întrebi chiar, mă, da, omul ăla sau oamenii ăia, n-ar putea să intre într-o sală, să fie părinții lor. Da, și iată, noi doi vorbim, să audă domnișoara că ne va vedea și pe noi odată la rând pe undeva. Și va spune, a avut dreptate o Dubaie cu Dinescu. Deci nu trebuie să mai ajungem acolo, trebuie să facem ceva. Deci ne scapă ceva. Dar dacă e nepăsare, ne vor taxa tinerii. Da. Și e normal să fac așa. Dacă e neputință, lăsați-i fraților să vină alții puternici, destoinici, mai tineri, cu capul pe umeri, școliți, să facă în locul nostru ce trebuie făcut. Nu știu care din noi avem dreptate, tinerii sau bătrânii, dar știu că tot poporul român se trezesc că au aceeași situație de care vă spuneam, pe care o expuneam aici. Deci grija față de oameni, tineri, bătrâni și ceilalți vârsta a doua, trebuie să predomine. Alegătorii noștri ne-au dat votul sau le-au dat votul și iată că suntem în situația în care suntem. Închei cu a spune, atenție mare cu această boală nenorocită, cu această gripă sau ce dracu fi asta, scuze, dar nu luăm în serios această treabă și este foarte urât. Asta înseamnă că nu avem capacitatea de a gândi. Asta înseamnă că nu știm de ce mor oamenii ăia prin spitale. Păi asta este problema numărul unu. Nu suntem educați și nu avem sprijinul moral să ne învingă această boală. Domnul Gigi, mulțumim foarte mult. Iată, stimații telespectatori, unul dintre candidații la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea în funcție de primar pune degetul pe rană aici la ultima emisiune a noastră cu caracter politic, cu caracter de alegeri, pentru că este ultima întâlnire televizată. De mâine vom începe să atacăm un evantai larg de probleme cu care se confruntă societatea românească, dar vorbim rămânând în perimetrul Râmnicului, Râmnicu Vâlcea. Împreună cu un coleg de-al meu, cameraman, am făcut un raid anchetă cu cameramanul cu camera pe umăr și am văzut exact, nu că vreau să-l susțin pe domnul Gheorghe Odubaie, am văzut la bănci în față 3 metri, 4 metri, 5 metri, oameni bătrâni care stau în picioare în soarele torid, în căldura asta care a înnebunit toată lumea, aproape la toate băncile. Nu exista bancă să găsesc liber, nu. Toate băncile aveau aglomerație în față. Și am întrebat unul dintre portari, un fost elev al meu, ce faci mai aici? Zice, domn profesor, eu mă mir cum stau acești oameni, pentru că părinții mei, dacă i-aș vedea aici, nu i-aș lăsa. Uitați-vă cum curge apa după ei. Și are dreptate domnul Dubaie când a ridicat această problemă extrem de spinoasă. Atenție, extrem de spinoasă. Ce părere aveți, domnișoara Andreea, despre această problemă? Aș vrea să o comentăm puțin. Problema exact cum a comentat-o domnul Dubaie. Da. Din punctul meu de vedere, problema asta este cauzată de măsurile luate de distanțare
de distanțare socială. Așadar, oamenii care au nevoie de a scoate bani, de a merge la bănci, sunt obligați să păstreze această distanță care, din păcate, se păstrează numai în interiorul instituțiilor. În afară, oamenii, exact cum a spus și domnul Dubaie, oamenii stau lipiți unii de alții. Am văzut și eu aceeași scenă dimineață, la 9 și ceva, oamenii chiar stăteau la coadă. Este, din punctul meu de vedere, sunt două probleme aici. Cei despre care vorbim, vârstnicii care stau la coadă, nu au acces și nu au reușit să țină pasul cu informația și cu tehnologia. Nereușind să țină pasul cu tehnologia, nu reușesc să-și facă plățile sau retragerile de bani cu ajutorul bancomatelor sau online, cum sunt tinerii, că de-aia nu vedem în aceste cozi tineri și sunt numai oameni în vârstă, care nu au reușit să țină pasul. Și doi la mână, întotdeauna își aleg, din punctul meu de vedere, este o trăsătură specific românească, întotdeauna oamenii își aleg să-și rezolve toate treburile dimineața, în primele ore ale dimineții, sunt cozi peste tot. Dacă cineva vrea să meargă la bancă la ora 3, credeți-mă, nu este nimeni. Oamenii se duc, mai ales vârstnicii, se duc pentru că este cald după amiaza și preferă să meargă dimineața. Vârstnicii se scol mai devreme și... Se trezesc devreme, vor să rezolve problemele repede și ghiciți ce? Da. Toți vârstnicii vor să rezolve problemele dimineața. Aveți perfectă dreptate, așa este. Asta este principala cauză a acestor cozi. Cozile sunt din cauza distanțării sociale, pe care trebuie să o respectăm, și în al doilea rând, oamenii preferă să-și rezolve cu toții problemele în același timp. Da. Domnul Gigi, ați vrut să spuneți ceva? Chiar fac o completare la ce spune domnișoara. Eu vă spun că poate are dreptate în felul dumneavoastră, dar eu spun și altceva. Băncile ca și toate instituțiile astea au redus din personal. Acele dobânzi au rămas la fel. Profitul lor este același, dar nu mai au personal. Unde ne situăm? Și eu sunt privat. Dar, fraților, nu poți să dai oamenii afară să-l ții pe ăla la rând să cumpere săpun. Nu. Lași angajații, trebuie poate că un salariu mai mic, mai decent. Săpun sau hârtie igienică. Sau săpun sau hârtie igienică. Da, lasă-l pe bătrân la rând. Lasă-l pe tata, pe mama, pe frații noștri. Până la urmă, da, sunt frații noștri bătrânii ăștia. Chiar dacă și noi suntem bătrâni. Dar au redus din personal pentru că se vrea să ne înavuțească, că ăsta e marele adevăr, și iată că stăm la rând. Deci în loc să suplimentez cu personal, să pot să nu mai am la coadă acești bătrâni, noi am luat din personal, i-am dat afară și stau bătrâni la rând. Ce se vrea? Deci asta e prima problemă. E organizatorică și asta și ce spune domnișoara. Eu punctez pe această chestiune. Ne bucurăm la profit, dar mai dăm și oameni afară și mai vrem și calitate. Calitatea se frânge asupra celui care stă la coadă, a celui bătrân. Și poate chiar și a mea, că și eu stăm în vârstă, poate chiar și a noastră, a oamenilor de afaceri, că stăm la rând să depunem bani. Stăm la rând cu ordine de plată. E adevărat, online, foarte bine, dar și online îți mai trebuie un angajat. La nu ne mai gândim și noi, pentru că eu stau, când stau deja, mă duc la bancă și depun banii. Nu fac eu online, pentru că eu deocamdată nu mai am nimic cu firma, pentru că am dat fiului meu firma și bineînțeles că mă duc la bancă și văd aceste lucruri. Deci, repet, asta nu înseamnă că acești bătrâni trebuie să stea la rând. Să mai angajeze banca încă un om sau doi pe tură, pentru că au de unde, dobânzile sunt aceleași. Am înțeles. Domnișoara Andreea, iată, la un moment dat stai și te uiți, au apărut foarte mulți tineri, au venit din străinătate și revenim la o veche zicală românească, tot mai bine în țara ta. Și să vă spun și zicala în engleză, back to basics, da. Se întorc de unde au plecat, da. Pentru că își dau seama că... Am stat de vorbă cu foști elevi, foști studenți de-ai mei. Ne-am salutat, ne-am îmbrățișat. Ce faceți? Cum vă simțiți? Domn profesor, tot mai bine acasă la noi. Păi cum a fost în Germania, cum a fost în Anglia, în Italia, în Spania, pe unde am umblat? Am muncit, uitați-vă cum avem palmele. Bine, dar voi sunteți oameni cu carte. Tu ai terminat dreptul, tu ai terminat
învățământul, o specialitate în profesie, în profesorat, ești profesor, tu economist. Cum de-ai ajuns să dai... Acolo te ia după muncă, după capacitate, nu te ia după distracții sau să spun să te pună la ureche. Să vă spun vis-a-vis de ceea ce... Problemă? Nu am nimic de atacat, oamenii trebuie să se convingă. Există dintotdeauna această presiune pusă pe tineri, iar tinerii își doresc întotdeauna să-și facă propriile experiențe. Ca pentru a ajunge la fel ca adulții să poată să-și ia deciziile singuri. Vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, am găsit o poză zilele trecute pe rețelele de socializare în care scria așa, 4 ani de liceu, 3 ani de facultate, 2 ani de master, ca să ajung în Marea Britanie și să întreb dacă vor și castraveți murați la hamburger. Ați înțeles? Da, da, da. Nu mai avem orgoliu. Noi nu mai știm să ne dăm valoare nouă. Adică eu fac studii superioare și merg să vând în fast food pentru ce? Da. Ai perfectă dreptate, Andreea, îți dau perfectă dreptate și lui domnul Gigi, sunt probleme grele, foarte spinoase. Societatea românească trece printr-o perioadă extrem de grea, extrem de dificilă. Iată, ieri, de exemplu, stimații telespectatori, aseară când am ieșit de la emisiune, gălăgie mare în parcare aici între Casa Științei, unde avem noi sediul televiziunii, și Catedrală. Mă uit mai atent, lume multă, majoritatea tineri îmbrăcați într-o culoare, reprezentau un partid, iar după vreo 20 de minute, pe trotuarul celălalt, am văzut altă grupare, altă culoare la tricouri, nu le numesc așa și nu-i nominalizez, și i-am întrebat, ce faceți? Zice, cutreierăm pe Dem Brădulescu de la nord la sud, de la sud la nord, unii pun trotuar în dreapta, alții pun trotuar în stânga, venim, ne ducem iară ca să mobilizăm oamenii pentru alegeri, toată lumea în fața urnelor de votare. Foarte bine, m-am bucurat. Dar voi ce ziceți? Care sunt șansele voastre? Ce părere aveți? Domnule profesor, dorim să participăm și noi cu puținul care îl știm și noi, cu capacitatea noastră organizatorică, intelectuală, profesională, să rezolvăm aceste probleme. Domnul Gigi, cum comentați această participare a tinerilor? Eu o găsesc excelentă. Tinerii sunt doritori. Tinerii, dacă le arăți și le spui și îi responsabilizezi, răspund categoric la orice... Prompt. Numai că, vedeți dumneavoastră, după alegeri, se văd câți tineri s-au promovat. Câți tineri au avut șansa să ocupe un loc, un loc de muncă, într-o instituție. La un privat. Pentru că și la privat s-au cam secționat. Știți foarte bine, multe firme s-au închis și așa mai departe. Acești tineri, dacă se plimbă pentru noi pe stradă, ar trebui să le spunem să rămână noi acum. Ei când trebuie, iar noi acum trebuie. Și eu, și noi avem pro România câțiva tineri care, într-adevăr, merită respectul nostru. Întotdeauna nu le-am trecut dinainte, iar chiar dacă ne roagă ceva, eu cel puțin sunt primul și președintele și reprezentantul de la București, aveți grijă de tineri. Domnul Cotovela, în ultima ședință ne-a atras atenția, aveți grijă să aveți cât mai mulți tineri, pentru că transparența totală înseamnă viitorul acestui partid, viitorul României. Asta am făcut, asta facem în continuare. E adevărat, noi suntem un partid mai micuț, dar eu spun că sunt multe valori și, concretizând, suntem oamenii care vom ști să-i atragem pe acești tineri. Foarte bine că au ieșit aseară pe stradă. Chiar am văzut și eu. Curați, eleganți, vorbă frumos, nu scandal. Da, nu urlau, nu țipau. Nu urlau, vădeam că vreți să spuneți altceva. Nu mă surprindeați. Dar de data asta, într-adevăr, ăștia, toți copiii ăștia au fost... La înălțime. Ori dacă tinerii concluzionează
că se poate. Nu contează culoarea politică. Își aleg, normal să se aleagă. Că se poate în felul ăsta, nota 10. Este da. Next level în politică dictată, într-adevăr. Este nivelul următor în politică dictat într-adevăr de către tineri. Cum vă spuneam și în emisiunea trecută, politica nu mai înseamnă ură, reproșuri și dușmănie. Nu ar trebui. Nu ar trebui. Da. În ceea ce privește tinerii, nu văd tineri incisivi pe Facebook să atace așa cum atacă cei din generațiile mai trecute care au experiență politică și care consideră că se face în continuare politică așa. Ghiciți ce, nu se mai face așa. Am înțeles. Nu știu cine... Da. Spuneți, vă rog. Iertați-mă, o să fac un apel cetățenilor din Râmnicu Vâlcea și dumneavoastră mass media și domnișoara să fie foarte atentă că în pe acest telefon sau pe ecran, pe calculator, apar tot felul de înjurături, tot felul de temir ce nu poate să scrie un individ acolo. Expresii care ți-e jene să le pronunți. Nu pot să spun. Da, da. Dar exprimare liberă înțeleasă greșit. Fake-uri. Exact. Toate sunt fake-uri. Și eu am scris și scriu din când în când. Mulțumim celor care. Nu băgați în seamă celor care. Adică de ce să stresezi un om cu acest fake? Cine sunt oamenii ăștia care fac din astea? De ce apar? Ce partid promovează asemenea chestiuni? Trebuie să aflăm. Oamenii, este greu de aflat. Nu cred că oamenii sunt mulțumiți că cineva îl înjură pe Dubai sau pe domnișoara. Nu. Poate să spună ce n-a făcut Dubai ca eu să mă corectez. Poate să spună ce trebuie să facă fata asta peste un an ca să fie credibilă în următorii ani să fie aleasă. Nu fake-uri. În următorul deci, oamenii, mandat, da. În următorul mandat. Deci oamenii... Poate să înceapă de acum. Numai că lumea trebuie să ne aleagă. Aud din ce în ce mai des această îndemnare să candidez. Numai o să fac surprize. Să fiți sănătoase. Numai că, încă o dată spun cetățenilor, că nu trebuie să luate aceste fake-uri în seamă, că dacă derulează un pic să vadă că nu au decât două, trei postări, X din Mehedinți mă înjura pe mine într-o seară. Ce are mână cu alta? Dar depinde cum preiei tu mesajul, depinde cum îl transmiți, dar eu am fost dator să o spun. Deci oamenii să știe că sunt cel puțin zei. Sunt conturi false care generează, exact, sunt conturi false care sunt sponsorizate și generează comentarii. Deci partidele politice înseamnă că nu sunt potente pe românește și inițiativa pe care o au și dacă o au și au luat-o, o să fie o pată urâtă. Că eu, pe unde de exemplu, spun, atenție că acolo e un fake și numele din... cu date personale ale individului care scrie. Dar îl caută degeaba. Da. Pentru că sunt cartele false, plătite de cineva. Da. Aveți dreptate, domnule Dubai, vă dau perfectă dreptate. Andreea, am să spun o întrebare acum și te rog, și l-aș ruga și pe domnul Dubai să fie atent. Poate va da dânsul un răspuns, dacă tu nu poți să dai un răspuns, nu pe placul meu. În general, credeți că tineretul în ziua de astăzi este bine pregătit profesional, administrativ, politic, ca să preia din mers experiența celor din trecut, celor mai în vârstă și să meargă mai departe cu anumite plusuri care să îmbunătățească întreaga activitate pe viitor? Ce părere ai? Aveți un hard de a face cele mai lungi întrebări. Întotdeauna încerc să mă concentrez pe început ca să pot să vă dau răspunsul. Vis-a-vis de tineri, dacă sunt pregătiți, ce să vă spun? Sistemul românesc, sistemul tradițional de învățământ, creează într-un fel niște oameni multilateral dezvoltați. Din ce punct de vedere? Nu suntem specialiști în nimic, noi le știm pe toate. Și știindu-le pe toate, ieșim din școală, intrăm în facultate și putem să luăm din mers absolut tot. Eu sunt foarte încântată de generațiile care vin din urmă și credeți-mă că vă spun de la locul faptei. Am fost în clase, am fost în școli și în facultăți și rămân surprinsă de felul în care se exprimă și de nevoia de afirmare pe care încep să o aibă din ce în ce mai mulți. Păi tu faci parte din noua generație. Eu fac parte din noua generație, oarecum. Așa cum spunea și domnul Udubaie. Dar da, ne dorim, cum spune domnul Udubaie, ne dorim să ne afirmăm. Ne dorim să primim credit.
pentru ceea ce putem să facem. Normal, nu s-a născut nimeni învățat. Putem să învățăm. Învățăm din mers. Avem nevoie de credit. Atât. Andreea, de acord cu tine, dar trebuie pe deasupra, sau mai bine zis, pe primul plan, să punem seriozitatea. Dacă nu suntem serioși, ca în orice domeniu de activitate, nu putem să facem nimic, nu realizăm nimic, iar progresul se lasă așteptat. Mi-a plăcut ieri, nu nominalizez, mi-a plăcut atitudinea lor. M-au salutat toți, că sunt eu cunoscut, asta e cu totul altceva. M-au salutat și oamenii de vârsta mea care erau în stânga și în dreapta și domnul profesor, dar ce vă cunosc tineri? Dom'le, mulți dintre ei au fost elevii mei, mulți au fost studenții mei și mă cunosc, mai ales că lucrez în televiziune și în presa scrisă și ei... Ați atins un subiect care întâmplător sau nu face parte dintre obiectivele domnului Cristian Jianu pentru primărie. V-am zis înainte de emisiune, va veni dumnealui personal și le va prezenta, vă pot spicui dintre obiective câteva idei. Vorbeam cu dumnealui despre crearea unui colegiu terțiar pentru tinerii care nu au absolvit examenul de bacalaureat. Nimeni nu ia în calcul acea categorie de tineri. Știți că întotdeauna nivelul de promovabilitate din România la examenul de bacalaureat rare ori sare de 60%. Rare ori. Sunt 40% dintre tineri care nu își găsesc locul pe piața muncii decât întâmplător la minimul pe economie, dacă au noroc. În condițiile pandemiei se pare că nici acolo. Ce facem cu acești 40%? Unde se duc? Cum se specializează? Domnul Cristian Jianu vine cu ideea creării acestui colegiu terțiar, un fel de școală de meserii la nivel de 2020, unde putem să specializăm elevi pentru anumite categorii de meserii, pentru a-și putea găsi locul pe piața muncii. Da, mulțumesc foarte mult, aveți perfectă dreptate, de-abia l-aștept. Stimații telespectatori, la Râmnicu Vâlcea a existat încă de la începutul secolului 20, a existat o școală de meserii sub denumirea Metallem. Ei, această școală de meserii avea mai multe profile. Da, pregătiți elevii în această școală de maestri foarte bine pregătiți. Cu timpul s-au înființat și liceele. Fiind director la un liceu industrial puternic, liceul 2, sau la școala de cooperație, m-am întâlnit cu maestrii respectivi și îmi spuneau acest lucru. Ce bine, domnul profesor, că nu s-a desființat această școală. Uite că dăinuie și rezultatele se văd. Sunt rezultate bune, rezultate pozitive și oamenii au din ce să trăiască după ce termină școala, mai ales platforma combinatului chimic și celelalte unități. Din păcate, domnul Udubăie a mai slăbit din această activitate. Ce facem în această situație? A slăbit spre final, de fapt. Spre final, de tot. Da, de tot, exact. Am 24 de oameni în subordine. Cel puțin 90% din ei au făcut școală în domeniul care o practică la mine, prin Camera de Comerț și Industrie Vâlcea. Nu au mai făcut, de un timp încoace, nu au mai făcut cursuri Camera de Comerț, sau dacă au făcut și nu știu eu, îmi cer scuze. Deci, oamenii sunt calificați. Fac exact ce au învățat la aceste cursuri al Camerei de Comerț și Industrie. Toți au această diplomă. Dar spunem ceva. Trebuie să le spunem ceva acum. Altora care nu au posibilitatea. Înființăm și foarte bine o școală profesională mixtă, cu clase de specialitate, dar, domnilor și domnișoară, trebuie să le asigurăm locuri de muncă. Aici îl faci tâmplar și aici nu e problema. Avem lemn. Da. Îl faci tâmplar și nu avem fabrică de mobilă. Tata și mama trebuie să-l dea unde? La business a nesăbut, că acolo e mobilă. Deci îl faci fierar și nu mai există fierărie. Nu mai există, așa nu mai ai ce face, da, cu ea. Îl faci dulgher să clădești case, dar casa aia nu mai faci dulgheri adevărați, o fac cei vechi, cei care au mai rămas, bătrânii,
Și ei la o vârstă pregetă. La o vârstă pregetă. Categoric. Aveți eu aș face altceva. Da, facem școala, dar dă-le voie acestor oameni care au promovat această școală și are patalamaua la mână, un an, doi, trei ani de zile să-și facă ce a învățat în curtea proprie, cu susținere familială, fără să plătească taxe statului. L-am făcut în plar, îi iau sculele necesare eu ca tată, ca mamă, sau primăria să facă un centru industrial pentru ei, susținut de primărie și ar fi extraordinar, dar eu, mama și tată, iau sculele și lasă-l 2-3 ani de zile să se pună pe roate. Lasă-l să-și facă familia, lasă-l să-și facă casa, fără să plătească impozite la stat. Dar noi dacă îi luăm foarte bine 80% din ce câștigă el, nu mai vine ăla nici la tâmplărie și nici la școala profesională. Nu mai are să scumpere nici șorțuri, nu mai are... șort înainte. Păi vreau să spun că acolo trebuie materiale de protecție, vin controle, ești responsabil, angajezi oameni, iar e responsabil, vine ITM-ul, îți dă amendă. Păi dacă îl ții așa, cum ne ținea pe noi acum 20 de ani, nu mai vine ITM-ul, nu poți atunci să mai ajungi nicăieri. Cu toate școlile din lumea asta și iată ideea să duc afară. Și afară săracii vând castraveți pe hamburger. Așa este. Și au făcut doctorat. Da. Nu știu cum l-au făcut. Foarte bine. Că eu nu admit chestiunea asta plagiat. Ce înseamnă plagiat? Și eu am copiat la școală. Toți am copiat la școală. Da, bineînțeles. Înseamnă că nu erai elev capabil să-ți meargă mintea. E imposibil, cât de bun ai fi, atunci când ai răspuns la o întrebare, să nu-ți folosești cuvântul ăla care mi-a spus mie profesorul. Și m-am uitat la colegul și l-am găsit și l-am întrebat. Ce înseamnă plagiat, fraților? Dar ce am copiat bani? Ăla intră pușcărie. Da, aveți dreptate. Apucasem să vă spun la începutul interviului nostru, apucasem să vă spun de întâlnirea mea cu foști elevi, foști studenți, care după ce ne-am îmbrățișat, am mai stat de vorbă, unde ești acum? Domn profesor, m-am întors acasă, cel mai bine pe glia strămoșească. Uitați-vă cum am palmele. Păi cum ai învățat? Te-am făcut profesor, te-am făcut economist, te-am făcut absolvent al dreptului. Ai ajuns să... Ce ai făcut acolo? Am vândut exact ce zice domnul Dubaie sau și dumneavoastră, vindeam castraveți și roșii, tomate pe piață. Cum, dom'le, chiar așa am ajuns noi românii? Nu este bine. Ce vă spuneam mai devreme? Lipsa de orgoliu. Nu știu dacă poate fi cineva învinovățit păi despre treaba nu. Asta. Andreea, n-aveau din, ce, n-aveau din ce să trăiască. Ascult, nu există așa ceva. Sunt niște frustrări. Se uită în jur și văd oameni capabili, oameni care reușesc să-și facă afaceri, să-și cumpere mașini, să-și cumpere case și vor și ei, dar fără muncă. Și atunci se duc după mirajul ăsta al banilor fără făcuți muncă mult. Nu se poate rezolva fără nimic. Fără muncă nu se poate, dar ghiciți ce? Află că fără muncă nu se poate când ajung acolo și descoperă că îi costă atât chiria, că îi costă atât mâncarea și sunt nevoiți să rămână că au plecat, vor să se întoarcă cu mașini de lux, așa cum văd ei la ei în țară. Dar dacă îi chem să lucreze, credeți-mă că nu am aceeași ambiție și nu am aceeași seriozitate așa cum am în afară. Deci eu nu știu cine poate fi învinovățit de treaba asta. Este mirajul îmbogățirii peste noapte, vă spun eu. Asta își doresc. Da. Aveți să spuneți ceva, domnul Da, Dubaie, trebuie să spun, pentru că până la urmă suntem părinții domnișoarei, dacă o luăm ca vârstă. Categorie. Iar eu bunicul. Eu îi aduc aminte, domnișoare, că acea creștere economică, pardon, creșterea economică cu care s-a înregistrat România a fost datorită acestor oameni de afară. S-au trimis bani în țară, a venit plus valoare. Și a făcut casă, i-a trimis lui tata, lui mama, lui sora, lui fratele, fă-mi și mie o casă pe pământul lui mama mare. Și a făcut casă. Asta înseamnă plus valoare. I-a dat bani să trăiască, i-a dat bani să ia medicamente. Deci cei care au plecat afară. Da, noi da. Săraci au venit înapoi că nu mai pot sta acolo și dacă din rămâneau, motive pe care le cunoaștem. Scuzați-mă că vă întreb, și dacă rămâneau, mureau de foame și ei, și mama, și tata, și purcelul, și cățelul, și toată lumea. Nu. În România nu, se moare... Știți pe cineva care a murit de foame? A contribuit și plus valoarea... La bunăstarea mea. A venit și... Nu a dumneavoastră. Păi, vorbim per genere. Probabil că aveți altă valoare socială. Nu, altă situație. Altă situație. Da. Dar eu zic că mare parte dintre ei au adus plus valoare economiei României. În luna august, când se întorc toți și cheltuie bani și apoi se întorc. Da. Crește luna august. Revin la întâmplarea de acum câteva săptămâni și ce aveți de gând să faceți? Păi cu banii care mi-am chivernisit și i-am strâns acolo în sfârșit,
Ce vrei să faci cu ei? Deci îmi cumpăr mașină. Lasă-o, mă, dracu, de mașină, mă. Ați înnebunit cu mașină. Ce vă spuneam mai devreme? Da. Sunteți părinții mei, dar haideți să-mi dați dreptate totuși la ce vă spuneam mai devreme. Nu respingem ideea pe care ai ridicat-o. Nu respingem această idee. Nu respingem ideea, nu. Nu am venit cu o completare. Nu. Da. Să nu fim greșit înțeleși. Da. Oamenii... Din experiența noastră... Da. Vedem? Da, vedeți și alte... Acum, da. Oamenii nu înțeleg. Și o să dați dreptate după ce mai stăm de vorbă. Da. Și după o lună, două, îl găsesc mergând pe picioare. Ce faci? De ce șchiopeți? Ce s-a întâmplat la cot? La picior, la genunchi? Am avut accident, domn profesor. Păi când vă spuneam și la liceu și la facultate, viteza e apanajul omului tâmpit, omului prost, viteză trebuie... Nu puteai să-ți iei o mașină fără prea mult să ai putere sub capotă? Și am zis să fiu și eu în lumea bună, adică în rândul oamenilor. Pe uite unde ai ajuns. Și maică-sa care îl ținea de mână când ți-am spus să asculți dascălul, n-ai vrut, uite unde ai ajuns. Și a lăsat capul jos și cu lacrimi în ochi. Iar din o completare... Poftiți! Toți am fost... Poftiți, domnul! Toți am fost... Dar parcă am avut alte rețineri, domnul Dubai. Nu am avut posibilitatea să facem, dar era dacă aveam, sistem. Probabil că eram și noi la fel. Deci nu da. Putem... Era acum alt sistem. Asta e, natura, Dumnezeu vede, ne ocrotește pe toți, ne ajută pe toți în limita posibilităților telemateriale. Da, da, aveți perfectă dreptate. Domnișoara Andreea, iată, ne apropiem, intrăm în linie dreaptă. Până la 27 septembrie, când alegătorii se vor înființa în fața urnelor pentru a vota. Pregătim, dăm bannerele jos, dăm la o parte tot ce înseamnă promovarea de candidați, respectăm legile vis-a-vis de afișele electorale care Cum sunt crezi permise? Că va fi acest act electoral? Din ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere. Mă aștept la agresivitate, dar nu vis-a-vis de noi. Nu, la noi în județul Vâlcea nu cred. Nu. Agresivitatea poate să fie în alte părți, anumite sectoare ale capitalei, în nord, în Ardeal, și în Banat, în nordul Moldovei, pe la Satul Mare, în partea de vest a țării. Dar aici, la Râmnicu Vâlcea, nu. În județul Vâlcea. Oltenii sunt duri, dar când e vorba să respecte legislația, n-au sărit calul niciodată. Sunt convins că va fi liniște. Încă mai avem voie, că tot ați spus de câteva ori de ultima emisiune înainte de campania electorală, încă mai avem voie să ne promovăm pozițiile pe care sunt candidații noștri. Da, poftiți. În urma tragerii la sorți de ieri, domnul Cristian Jeanu poate fi ales pe poziția numărul 3, iar pentru Consiliul Local, candidații noștri la consilier local îi veți găsi la poziția numărul 5. Da. Domnule, deci, Udubai, bine, vă aștept. Bine punctat. Pro-România se află la candidat la primăria municipiului pe locul 2 și la Consiliul Local tot pe locul 2. Iar la Consiliul Județean suntem într-adevăr pe locul 6, parcă. Iar noi, tot locul 3 pentru președintele Consiliului Județean, domnul Nicolae Pătru îl veți găsi pe poziția numărul 3, la fel ca și domnul Cristian Jeanu, iar pentru Consiliul Județean, pentru Consilierul Județean, avem poziția numărul 4. Am înțeles. Le dorim succes la toți. Da. Cu toți. Pentru că succes. Ne apropiem de finalul emisiunii, te-aș ruga, Andreea, câteva obiective pe care vi le propuneți voi. Avem lista. Și avem mai ales mare. Un mesaj stufos, pornit din inima și sufletul unei tinere care reprezintă generația actuală, generația tânără. Chiar puneți presiune pe mine când îmi faceți așa. Ce să vă spun, domnul Cristian Jeanu, împreună cu echipa noastră, suntem o echipă foarte angrenată în formarea obiectivelor și în această campanie electorală care va urma, am trasat împreună un număr foarte mare de obiective. Vom promova efectiv în campania electorală 12-13 obiective. Oamenii trebuie să știe
alegătorii trebuie să știe că aceste obiective nu sunt făcute cu scop electoral. Sunt făcute de către un inginer care, exact cum vorbeam, știe orașul de jos în sus, începând de la infrastructură și până în birourile directoriale ale instituțiilor publice. Mai ales că a fost director la APAVIL și cunoaște foarte bine. Da. Cunoaște detalii, este formulează... Exact cum este și domnul Dubaie, la fel. Formulează obiective pe baza și pe principiile a ceea ce cunoaște deja și a ceea ce a făcut deja. Ce să vă spun? Să spicuiesc, v-am spus, de colegiul terțiar. Haideți să vă spun despre ideea creării unei echipe de marketing pentru atragerea investitorilor. Vrem locuri de muncă, nu avem investitori. Putem noi să-i atragem? Nu. Haideți să creăm o echipă de marketing. Echipă de marketing cu oameni specializați și cu studii făcute în această direcție. Această echipă de marketing, de atragere a investitorilor, vine dinpreună cu sprijinul logistic al primăriei pentru acești investitori care vor fi atrași. Efectiv, dacă avem echipă de marketing, atragem investitori, trebuie oferit sprijin logistic. Să vă mai spun, v-am spus multe. Vrem crearea unui azil de bătrâni gratuit pentru bătrânii din orașul nostru care nu pot fi îngrijiți. Să nu vă spun de surpriza minunată pe care vrea domnul Cristian Jianu să o facă în urma cercetărilor bugetului ETA și al primăriei, ghiciște, descoperim că putem să facem transportul gratuit în Râmnicu Vâlcea. Ce va face asta? Fluidizarea traficului, reducerea poluării și oamenii se vor mișca mai ușor dintr-o parte într-alta a orașului. Panouri fonice pe calea lui Traian. Este ideea împrumutată de la București. Blocurile care se află pe calea lui Traian, deranjate de traficul intens, mai ales la orele de vârf, de zgomot, de praf, aceste panouri fonice, știți despre care vorbesc, acelea din plexiglas, să nu fac aceeași greșeală ca doamna ministru în funcție Anisie. Dacă nu știa să folosească termenul, de ce l-a folosit? Mai bine nu-l folosea, mai bine îi tăcea. Spunea plasticul ăla transparent și toată tăcea. Lumea înțelegea la ce se referea. Da. Deci panourile de izolare fonică, redeschiderea cantinelor sociale este un obiectiv realizabil. Repet, se fac studii de piață și studii pe buget și se descoperă că putem să redeschidem cantinele sociale. Sunt oameni din nefericire la noi în oraș care ar putea să beneficieze de aceste mese gratuite oferite de către Primăria Râmnicului Vâlcea. Conectarea 100% la canalizare este un obiectiv de asemenea realizabil. Deosebit de important. Deosebit de important. Suntem în 2020, nu avem 100%. Da. Mai sunt câteva artere secundare, sunt într-adevăr, câteva artere, dar trebuie să asigurate acolo. Suntem un oraș dezvoltat. Este inimaginabil. Da, nu se poate ca să nu mai ales fie... în partea de sud a municipiului Râmnicu Vâlcea. Aveți dreptate. De asemenea, este un obiectiv realizabil. Da. Nu este, nu sunt, exact cum vă spun, nu sunt populisme, nu sunt lucruri pe care le spunem de dragul de a le spune, de a câștiga simpatizanți și alegători. Sunt lucruri care se poate demonstra că se pot realiza, se pot face. Le spunem și oamenii trebuie să înțeleagă că, exact cum spuneam, dacă alegi cu sufletul și alegi oamenii care sunt sinceri și care îți vorbesc deschis, poți să ai o surpriză plăcută și ca în următorii 4 ani să vezi că, de fapt, nu ai votat un mincinos și nu ai votat nimic irealizabil. Da, Andreea. Mulțumim foarte mult, să vă dea Dumnezeu să realizați tot ce v-ați propus. Suntem alături de voi. Vom mediatiza în limita, atenție, în limita bunului simț, pentru că nu vrem să ne bătem cu pumnul în piept și să nu facem nimica. Cum spunea un prieten de-al meu,
domnul Udubaie, cu ceva timp în urmă, îmi spunea: Bănea Dinescule, domne, unii vorbesc aiurea, haideți să vorbim mai puțin și să dăm drumul la fapte. Felicitări și suntem cu ochii pe voi, așa cum este și titlul emisiunii. Domnul Gigi, vă ascultăm. Un mesaj, obiective și un mesaj. Aș începe cu un mesaj dur. Atenție la sănătatea oamenilor din România. Atenție la sănătatea râmnicenilor, a cetățenilor. Atenție la bunăstarea lor. Aici, Dumnezeu a spus câte ceva, dar și eu am spus ceva. Odată ce nu pregătim tinerii și nu îi lăsăm liberi să-și facă rostul vieții, economia în Vâlcea va lăsa de dorit. Nu putem aduce chiar orice firmă în lumii cu Vâlcea care cer numai să ia, nu să-și dea. Păi, credeți că firmele astea mari, le știm foarte bine prin România, ne lasă banii nouă în țară? Oamenii ăștia le dau salariu minim pe economie acestor lucrători care sunt și ai noștri, lucrătorii vâlceni, muncitorii noștri, care puteau să facă altceva dacă erau liberi fiscal. Dar banii, de fapt, se transferă în băncile străine. Deci noi nu avem nici măcar rulaj în țară, ca din rulajul ăla să putem să avem un comision. Deci aia nu e o afacere. Când aducem investitori, eu aș începe cu investitorul român. De ce neapărat să vină din Italia, din Franța, din Germania sau din America, când în România sunt tineri ca dumneavoastră care vine cu idei. Uite, Dursara vine cu o idee. Foarte bine. Haideți să veniți, să venim românici și noi, băncile românești, dacă mai sunt, câte mai sunt, că nu mai sunt, să ajutăm tânărul ăla care o idee bună să facă ceva economic în municipiul Râmnicoți, în județul Râmnicu-Vâlcea. Și atunci tinerii văd, îi preocupă probabil munca aia, îi pregătim până atunci un centru care vă spuneam IT, că acolo se pot filtra foarte mulți oameni deștepți, copii tineri deștepți. Cei mai buni fac IT, ceilalți fac muncă de IT în aceste întreprinderi și bineînțeles că salariul lor va fi mai mare. E adevărat că un tânăr nu poate să stea pe salariul minim pe economie, cum nici noi nu putem sta pe salariul minim pe economie. Ori dacă nu îi lăsăm liberi pe tinerii ăștia să producă, să înleznim financiar taxele lor, nu putem să avem niciodată un plus valoare. Repet, vine din Italia o, nu știu, firma X, îți dă salariul pe economie și să uite să ia sigur cazare, să ia sigur canal, apă, lumină, teren. Masă cât mai ieftină. Masă cât mai ieftină. Da. Și au produs, au luat banii și au plecat. Și noi le alegem cu ce? Angajarea așa colegilor noștri acolo pe minim pe economie. Păi minim pe economie, lasă-l să-și producă acasă. Lasă-l să facă școala aia de spune și domnișoara și își face acasă. Poate să-și facă mărțișoare, poate să-și facă cămăși și așa mai departe, repet, cu o corecție financiară cât de cât, declarativ. Dar nu așa să iei pielea omului. Eu așa văd plus valoare în România, nu numai în Vâlcea. Așa este, aveți dreptate. Da. Mulțumesc foarte mult. Stimații telespectatori, iată, ați avut minunatul prilej, minunată ocazie să vedeți doi reprezentanți de frunte a două partide. E vorba de Partidul Mișcarea Populară și Partidul Pro-România. Pro-România. Iată, două partide puternice, pe eșichierul politic vin tare din urmă. Noi trebuie să le urmărim, mai ales că peste două zile, trei zile intrăm în linie dreaptă și odată trece și luna septembrie și se apropie 27 septembrie, când toată lumea trebuie să fie în fața urnelor de votare. Respectați, stimații mei, împărțirea, urmăriți cum este împărțită această, cum este făcută această repartizare de către primărie, pentru că sunt lucruri extrem de interesante ca să nu se producă bulzeală, să nu se producă aglomerație și așa mai departe. Înainte de a ne lua la revedere de la invitații mei, stimații mei, vreau să vă amintesc că astăzi, scuzați-mă, pe 30 august, deci peste câteva zile, se împlinesc exact 96 de ani de la nașterea
unuia dintre cei mai mari maestri pe care i-a avut muzica vâlceană, este vorba de domnul Gabriel Haborski. L-am cunoscut foarte bine, a lucrat și la Inspectoratul Școlar, la Palatul Copiilor, la Liceul de Arte Victor Giuleanu din Râmnicu-Vâlcea. Născut la 30 august 1924 și a plecat la domnul în 24 mai 1990, muzician român, dirijor, compozitor, folclorist și profesor. A urmat școala primară și liceul în Craiova. Deci, atenție, stimații mei, este oltean, de-al nostru, nu e venit după peste munte. În perioada 1938-44, în plină desfășurare a celei de-a doua conflagrații mondiale, a făcut parte din Societatea Corală și Orchestra Simfonică Cântarea Olteniei, dirijată de George Petrescu, George Pascu și Constantin Nina. Trei conducători de mare, de mare valoare. Activitate muzicală, o scurtă perioadă de timp, a părăsit Craiova în anul 1946, deci după război, a înființat fanfara și orchestra de teatru a fabricii de postav Buhuș, iată, îl găsim tocmai în Moldova, și corul tineretului din Piatra Neamț. A rămas acolo o perioadă mai mare de timp. A revenit în Craiova în anul, n-a putut să acomodeze cu moldovenii și în 48 a revenit în Craiova ca profesor de muzică la Liceul Frații Buzești și apoi la Școala Normală, în prezent Universitatea din Craiova. Când a fost numit instructor metodist la Casa de Cultură din Râmnicu-Vâlcea, a înființat Orchestra Simfonică și a condus corul Căminului Cultural din Comuna Poșești. Iată, stimații mei, nu s-a bucurat și n-a vrut neapărat numai în oraș. Iată un exemplu extraordinar. A vrut și în mediul rural. Asta este calitatea de bază a unui om, așa cum domnul Haborski a avut această calitate. A lucrat la Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Vâlcea ca dirijor. A fost un pasionat culegător de folclor muzical, ocupându-se de cântecul popular. A fost profesor de muzică la Colegiul Alexandru la Hovariu 1960-69 și la școala numărul 5. Începuse construcția școlii numărul 5 și a venit și acolo cu rezultate excelente. În 1971 a înființat fanfara Clubului Elevilor din Râmnicu-Vâlcea, în prezent Palatul Copiilor, a înființat fanfara elevilor de la Liceul Pedagogic 1973 cu sprijinul fanfarei garnizoanei Râmnicu-Vâlcea, împreună cu Constantin Nechez, profesorul Constantin Andrei și profesorul Gheorghe Șoancă. Stimații mei, în anul 1995 a fost înființată la Râmnicu-Vâlcea fanfara elevilor Gabriel Haborski, ce-i poartă numele, de la Palatul Copiilor. În perioada 1995-2019, fanfara elevilor a fost condusă de profesorul Constantin Andrei și profesorul Pătrulescu. Iată, stimații mei, o să facă acest material, o să facă obiectul unui material de-al nostru care o să-l difuzăm, dar și în ziar, în ziarul de Vâlcea și în emisiunile noastre. Mulțumesc foarte mult, să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți un drum lin, fără probleme. Mulțumim frumos și ieșiți la vot. În luna respectivă. Mulțumim, la revedere.